Salutare tuturor! Înainte să începem, vă reamintesc să aplicați întotdeauna regulile de protecție a muncii. Astăzi ne vom ocupa de un Opel Vectra din 2004, echipat cu un motor diesel de 1900 cm3. Reclamațiile clientului sunt aprinderea martorului check engine și intrarea în modul limp home mod, în mod intermitent și din ce în ce mai des. Am făcut o diagnoză a sistemului pentru a vedea ce erori sunt înregistrate și avem P0340 care reprezintă senzorul axei cu came și P1125 care este corelat cu funcționarea clapetei de accelerație. Cu ajutorul osciloscopului am trecut la verificarea senzorului axei cu came. Am verificat alimentarea cu 5V a senzorului și am trecut la semnalul produs de senzor. Nu am mai verificat firul de masă pentru senzor, deoarece avem un senzor de tip Hall care comută cu succes între 0 și plus 5V, ceea ce denotă atât faptul că avem o masă corespunzătoare, cât și un senzor funcțional. Am verificat dacă apar întreruperi la diverse regimuri de turație, dar nu apar. Posibil să fi fost un contact imperfect în conectorul senzorului, contact pe care l-am refăcut accidental la conectarea osciloscopului. Am curățat conectorul cu spray de contacte. Dacă va reapărea eroarea P0340, va trebui să înlocuim senzorul. Am trecut la remedierea clapetei de accelerație, la acest model de clapetă fiind cunoscută problema scurgerilor de ulei din galeria de admisie în modulul electronic de control al acesteia și fisurarea conexiunilor dintre pinii conectorului și modulul electronic. Nu am mai prezentat curățarea de ulei a modulului, curățare făcută cu spray de contacte. Am refăcut conexiunile de pe modulul electronic și am închis carcasa acestuia.
Aveți grijă să nu vă accidentați la efectuarea acestei manevre. Deoarece am observat lipsa siguranței de blocare împotriva deconectării accidentale datorate vibrațiilor a conectorului, am montat două coliere de PVC pe post de blocator. La montarea clapetei, nu uitați să montați garnitura metalică de etanșare. Strângeți cele trei șuruburi de fixare câte puțin până ajungeți la momentul de strângere dorit. Nu strângeți la maxim un șurub, apoi treceți la următorul și așa mai departe. Ștergem erorile și verificăm reapariția lor. Nu au reapărut. Am făcut un test cu mașina care funcționează impecabil. Am verificat încă o dată funcționarea senzorului axei cu came și pe graficul oferit de interfața de diagnoză. Am montat totul înapoi și am înapoiat mașina clientului. Au trecut 2 săptămâni de la reparație și simptomele nu au reapărut. Încă un client mulțumit.